Chintesența existenței noastre e să trăim îndrăgostiți de Isus, de cer, de veșnicie. Pentru gândirea ebraică, cartea Cântarea Cântărilor a fost înțeleasă ca Hagia Hagion, Sfânta Sfintelor, dintre cărțile Bibliei. Frumusețea unică a acestei cărți prezintă fascinația supremă a trăirii dragostei dintre Hristos și Biserica sa prea iubită. Acolo totul este fermecător, orice trăire atinge superlativul absolut. Cadrul acestei idile sacre este luxuriant, cuvintele celor doi sunt vibrante și vindecătoare, gesturile sunt grațioase, ademenitoare, trăirile sufletești sunt superbe, totul parcă este din altă lume, din lumea celestă a perfecțiunii, a sublimului. Prea iubitul meu este al meu, spune biserica, și eu sunt al lui. Totul se consumă, se dăruiește în intimitatea acestei relații. Nimic nu poate fi mai frumos, mai candid, mai plăcut decât așa. Nu există nicio evadare spre lumesc, spre firesc, spre exterior. Totul este de vis. Avem nevoie de această trăire zilnică, proaspătă, îmbelșugată cu Isus. Avem nevoie de un foc incandescent care să cuprindă ființele noastre. De o dragoste care nu știe de frică, de evadare, de pe calea datoriei. Avem nevoie de o sensibilizare a ființei noastre, de a fi pătrunși de fiorul dragostei divine, de o vibrare a întregii ființe care rezonează doar pentru Isus și pentru cauza sa. Avem nevoie, dragii mei, de o adâncire a mersului nostru spiritual spre adâncul inimii lui Isus. Avem nevoie de o experiență a îndrăgostirii zilnice cu El, cu Împăratul nostru, cu Salvatorul nostru. Dar pentru această performanță e nevoie de timp. De ce era Iisus așa de îndrăgostit de Tatăl? El petrecea nopți întregi în contemplare, în intimitate cu Tatăl. Mai mult timp petrecut cu Iisus. Aici trebuie să umblăm, să săpăm, să adâncim. În minunata carte Timpul și lucrarea, inspirația ne spune toți acei care își vor lua timp asemenea lui Daniel de 3 ori pe zi să fie în comuniune cu cerul vor primi revărsarea ploii târzii. Iar în minunata carte Hristos Lumina Lumii, în capitolul Livirea Umbrelor, citim că ar fi bine să ne luăm timp măcar o oră la începutul fiecărei zile să contemplăm viața lui Iisus, în special scenele din ultima parte a lucrării sale mesianice. Dragii mei, simțiți că sunteți îndrăgostiți numai de Iisus? Observă cei din jur această minune? Suntem fascinați de caracterul Său inegalabil? Ne preocupă sfințirea vieții noastre lucrată de Duhul Sfânt pe deplin? Doar atunci viața noastră va avea sens. Doar atunci vom putea atrage pe semenii noștri la mântuire. Doar pentru aceasta merită trăită viața noastră. Vă implor, vă provoc să ne îndrăgostim de adevăr, de Iisus, de viață.